După atâtea generații de istorici, după atâția mulți ani de cercetare, mai este încă posibil să descoperim ceva nou despre Vlad Țepeș? Dintre ipotezele formulate de-a lungul timpului cu privire la locul mormântului lui Vlad Țepeș, Snagovul și Comana par a fi cele mai bine întemeiate. Deci să ne înțelegem clar pentru audiența care nu se pricepe la toate nuanțările astea pe care istoricii le preferă în cărțile lor științifice. Deci, raportul lui Vlad Dracul cu Ordinul Dragonului este, ca să zicem așa, cunoscut doar dintr-un singur izvor. Exact. Și cum zice... Gabriel Spahiu este unul dintre actorii mei favoriți din noua generație. Și tot el poartă numele, poate cel mai emblematic tip de oștean otoman. De ce s-au caftit românii tot evul mediu cu otomanii? Pentru că cei din urmă nu aveau altă treabă acasă decât să-și facă vise de transformare a țărilor române în raiale. Thank you.